Mai exact, este vorba de acordarea cu titlu de ajutor de urgență a unei sume de 7500 de euro lunar, fundamentată prin 30 de zile a câte 200 de euro pe zi acordați pentru cazare, masă și alte cheltuieli membrilor familiilor victimelor. În momentul de față avem 30 de victime internate în spitalele din străinătate, la care se adaugă o sumă de 1500 de euro pentru cheltuieli de transport. Plata acestor sume urmează a se face în maximum 5 zile de la primirea solicitării. Acesta este și motivul de altfel pentru care ne întâlnim astăzi, luni, înainte de ședința ordinară de guvern de miercuri, pentru a se face aceste plăți cât mai repede. Au fost înregistrate mai multe solicitări din partea familiilor pacienților transferați în străinătate, după cum au fost înregistrate solicitări și din partea familiilor celor 83 de pacienți care sunt actualmente internați în spitalele din țară. Pentru aceștia se acordă un sprijin, tot cu titlu de ajutor de urgență, în valoare de 6.000 de lei pe lună, deci 200 de lei pe zi pentru cheltuieli de cazare și masă și alte cheltuieli.